Bună seara și bine ați venit la Casa de Cultură Friedrich Schiller, Casa Minorității Germane din București, care de la înființare, 1957, a organizat permanent expoziții de pictură și fotografie. Aș vrea să menționez că înainte de 90, artistul plastic Ingo Glass, care trăiește în Germania, a fost referent aici la Casa de Cultură. După 90, datorită Fundației Mustață, am avut o colaborare foarte deosebită cu Liceul Tonița. Și s-au organizat foarte multe expoziții ale tinerilor artiști de la Tonița. Printre aceștia se numără și Dora Dobrânceanu, care în 2019 a avut aici la noi o expoziție personală. A doua expoziție personală a fost în mai anul acesta și s-a intitulat Spectacol. Iar acum e a treia expoziție personală de pictură și fotografie. Eu mă bucur foarte mult că a venit la noi, îi doresc foarte mult succes și sperăm ca și la anul să ne onoreze cu altă expoziție. Vă mulțumesc din suflet, vă mulțumesc pentru găzduire. Această expoziție a fost gândită ca o poveste, ca o poveste a ce poate fi văzut prin fereastră. Prin fereastra casei, a automobilului, a trenului, a unei case uitate, a unei case părăsite. Și expoziția de fotografie, ce reprezintă? Expoziția de fotografie, am vrut să o realizez ca să fie ca niște flash-uri în să fie ca niște flash-uri din realitate, din realitatea care ne înconjoară, din lumea în care trăim, o lume a satului, o lume frumoasă, dar care, din păcate, este uitată, cu case fantastice care, din păcate, sunt uitate, sunt abandonate. În această gravură este ilustrată doamna Lucreția Ticula. La niște expoziții de fotografie. Singura locuitoare permanentă a unui cătun din aproape părăsit din Hunedoara. Este o gravură pusă chiar într-o fereastră unei case de acolo, din acest cătun. În această fotografie am surprins fereastra unei vechi pensiuni din Bușteni. O pensiune, din păcate, o clădire, din păcate, abandonată. În fereastră se poate observa un ficus, un ficus care așteaptă, își așteaptă proprietarii și așteaptă persoanele care l-au îngrijit, care l-au iubit, dar din păcate, așteptând, s-a uscat. Aceasta este casa cu sprâncene, o casă veche din Transilvania, dintr-un sat aproape pustiu, cu puțini locuitori. Iar lângă ea putem observa fotografia. Unui emigrant din, pe care l-am surprins în gara din, Timișoara. Așa. Aceasta este fotografia Nimeni. Este dintr-un sat părăsit, tot din Hunedoara. Un sat fără niciun locuitor, dar cu niște case superbe, cu arhitectură absolut specială. Case care, din păcate, nu mai sunt locuite, dar care ar putea fi transformate în muzeu.
le știu. Da, mulțumesc frumos. Eu vă mulțumesc pentru... Domnul profesor, vă rog. În primul rând, bună ziua. Mă bucur foarte mult că particip la această expoziție. Am venit și la expoziția din mai parcă a fost, nu? Tot găzduită tot de Casa de Cultură Friedrich Schiller. Și mă bucur foarte mult că am avut-o pe Dora elevă în clasa noua. Am un mic regret că nu este în continuare la mine la grupă, în anii, în ciclul superior al liceului, la secția de arte monumentale, dar alegerea ei a fost foarte bună, chiar dacă nu a fost îndeplinită total. Opțiunea ei pentru grafică, cred că ar fi fost mult mai adecvată modul ei de exprimare. Și scenografia. Și atunci am spus că scenografia este o secție care se mulează foarte bine pe stilul ei de lucru. În primul rând mă gândesc la fotografiile sau privind fotografiile pe care le-a expus. Sunt în sine scene pentru spectacole de teatru, poate chiar de film. Lucru care probabil ar fi ajutat-o mai mult în exprimarea viitoare. Mă bucur încă o dată foarte mult că este destul de complex în ceea ce face. Nu merge doar pe un stil anume sau pe o manieră anume. Tot timpul am fost de părerea că un artist trebuie să surprindă prin ceea ce face. În momentul când avem o expoziție cu o multitudine de lucrări care succed aceeași idee, aceeași manieră de lucru, devin plictisitoare. Când apare variațiunea de exprimare, atunci expoziția este mult mai plăcută și mult mai și inedită în sine. Mai multe, nu știu ce să spun, încă o dată o felicit pe Dora, o felicit pe Ileana Dragomirescu, care mi-este foarte dragă și m-am înțeles foarte bine cu dumneai cât a fost profesoară în liceu, atât timp cât am prins-o ca profesoară. Și îi doresc mult succes Dorei și să ne mai invite la vernisaje dacă suntem vrednici. Mulțumim. Eu vă mulțumesc. Mă bucur foarte mult că am fost aici invitată de profesorul Florian Mihăilescu. Nu mi-am dat seama la momentul acela că ne cunoaștem, că ne-am cunoscut în împrejurări frumoase. Îmi place să constat odată că profesorii rămân atașați ideii de a-și susține, iată, și într-o expoziție personală foști elevi, în cazul tău. Și mi-a plăcut și foarte mult că ne-am întâlnit la expoziția personală a fostei tale profesoare Ileana Dragomirescu la Craiova. Mi-am dat seama de relația specială care s-a creat între profesor și elev, dacă fosta elevă a ajuns tocmai la Craiova pentru acea expoziție. Deci această relație, în primul rând, aș vrea să o subliniez. Apoi, cum spunea Florian Mihăilescu, probabil este foarte greu să spui la vârsta lor, nu la vârsta elevilor tăi, Florian, care va fi parcursul lor, că într-adevăr în lucrările de aici, de la Casa de Cultură Friedrich Schiller, se vede o relație aparte cu grafica, cu desenul și cu studiul. Și știu că Ileana Dragomirescu ține în continuare foarte mult ca elevii să parcurgă toate etapele studiului figurii corpului omenesc. Este o treabă esențială, fără de care nu se poate face după aceea creația. Îmi place ideea de a asocia fotografia cu celelalte lucrări. Mă impresionează și ideea că ai găsit fereastra ca element de unitate. E o metaforă frumoasă care poate să fie
poate și de acum înainte, utilizată de tine, să te întorci mereu la ideea de fereastră, găsesc că este un capăt de pod și podul poate fi foarte lung până în partea cealaltă și și foarte frumos gestul gazdei, doamna Mariana Dulin, că găzduiți expoziții ale foarte, foarte tinerilor artiști. Cum mai departe vor ajunge, nu știm, dar încrederea pe care le o conferiți e de foarte bun augur și la mulți ani, Dora Maria. Mulțumesc. O zi frumoasă pentru o expoziție personală. Felicitări! Încă o dată felicitări, te mai așteptăm și să știi că am avut o serie de expoziții a unor foști elevi de la Tonița când erau studenți la Academia de Arte Plastice, așa că poate că o să ajungi și tu să mai faci expoziții mai târziu. Da. Cu aceasta declar expoziția deschisă. Mulțumesc! Mulțumesc.